Cauți cele mai ieftine jocuri? Intră acum pe G2A, jocul mai ieftin ca în piață, link în descriere. Salutare prieteni, suntem pe stilul italian aici în cariera noastră cu Juventus. După cum bine vedeți, Dortmund a acceptat oferta de 70 de milioane cu Marco Reus. Și vedem aici la turneul ăsta amical, primii 4 jucători sunt de la Juventus, Dybala, Marchisio, Pjanic și cu Cuadrado, ceea ce mă bucură foarte mult, înseamnă că marcăm goluri și asta e foarte, foarte bine. Să mai punem noi jucători aici, dar vreau să știți că astăzi semnează jucătorul Dele Alli. Dele Alli a câștigat în urma voturilor voastre, așa că Dele Alli vine la echipă. Un jucător de numai 20 de ani, un jucător care poate crește foarte mult. Luka Modric și el era foarte, foarte bun, dar deja vârsta era una cam înaintată. 30 de ani, vedem, dar îmi plăcea și Modric ăsta, n-am ce zice. Giovanni mi l-a propus pe Modric și pe Dele Alli, așa că noi aducem jucătorul de care avem nevoie, de care credem că ne vom folosi mai mult. Avem aici doi jucători foarte buni, cei drept. Cam greu să-i scos de acolo. Însă-l vom băga aici pe Marco Reus. Nu e rău. Iar aici mă gândesc să-i îl pun pe Cuadrado. Iar aici va intra Dele Alli. Mi se pare interesant postul ăsta pentru Dele Alli. Sau poate în partea asta. Hai să mă uit un pic la... Ok, și mai bine. Dybala e de picior stâng, iar ăsta de picior drept. Putem intra în centru cu Dybala și cu Dele Alli. Mi se pare o poziție foarte bună aici pentru Dele Alli. Noul nostru jucător. Vedem și apărarea destul de ok. Avem o finală cu Liverpool, însă nu o voi juca. Vreau să trecem cât mai rapid în campionat. Hai să vedem ce fac băieții. Eu sper să câștigăm partida. Vedem acolo Coutinho, Firmino, Mané, Henderson, Lallana, Leiva, Milner, Matip, Lovren, Klein și Karius în poartă. Între timp noi deschidem scorul prin Marchisio. Puteam să-l bag pe Dele Alli acolo în mijloc în locul celor doi, dar sunt prea buni aia. 3-0, frate. 3-1. Ia să vezi. 3-1. În final e 3-1 pentru echipa noastră. Și avem acum o nouă finală, însă, într-adevăr, o finală importantă. Supercupa cu Milan. Cu AC Milan. Hai că asta îmi place. Avem o ofertă pentru băiatul ăsta. O să cerem un pic mai mult. Opa, nici chiar așa. Peste 1000 de like-uri la episodul precedent cu Juventus. Dacă reușim să strângem la fel, ar fi fantastic. Hai să-l punem însă aici pe Dele Alli, am zis că trebuie să mai punem jucători. Dele Alli ar fi unul. Da, se pare că Buffon ne-a anunțat că acesta va fi ultimul sezon. Da, din păcate Gianluigi Buffon se va retrage, ceea ce înseamnă că Donnarumma e pe cale să vină la echipa noastră. Hai să vedem ce face în aceste momente Donnarumma. La AC Milan,
Facem o ofertă de nerefuzat lui AC Milan, începe pentru 10 milioane și continuăm dacă nu e mulțumită. Donnarumma ar putea fi urmașul lui Buffon, îl vedem și pe Aguero. Mi-a zis cineva să-l iau, hai să ne interesăm măcar. Origi, interesant și el, Lukaku, ăsta ar fi interesant de adus la Juventus. Ce mai avem noi pe aici? Sturridge, ăsta îmi place cel mai tare, dar nu-l mai aducem. Hai să vedem în continuare. Păcat, băi, Buffon. Dacă se duce Buffon, e nasoală. 86 de milioane pentru Lukaku. Ați nebunii la cap, cred că. Se pare că Milanul vrea undeva la 32 de milioane. O sumă mare. Să oferim 25. Și să sperăm că Donnarumma va veni. Dar Fiorentina acceptă pentru Tătărușanu. Va fi din nou decizia voastră, poate. Cine vine, Tătărușanu sau Donnarumma? O să aveți din nou în descriere acolo un stropol, pentru că voi sunteți importanți și voi decideți ce se întâmplă în această carieră. Îmi place foarte mult să lucrăm împreună, prieteni. Sunteți un fel de antrenori secunzi pentru mine. Hai să vedem, au acceptat oferta. Asta vrea 30.000. E ok. Da, așa o să facem. Să-mi spuneți voi, fraților. Și în aceste momente vom juca prima partidă oficială a sezonului împotriva lui Milan. Chiar foarte tare acest debut de sezon. Un meci pentru un trofeu. Ceea ce îmi place și mai tare, să câștigi un prin trofeu. Chiellini s-a rupt. O să jucăm cu Benatia. Da, Benatia și echipa arată cam în acest fel. O echipă foarte bună, zic eu. O echipă la care nu prea ai multe să schimbi, dar ai nevoie de ceva rezerve. Pentru că vedem că rezerve nu prea avem. Mai avem ceva timp să facem transferuri. Cam asta ar fi luna de transferuri. Apoi urmează un sezon fantastic. Un sezon fantastic. Hai să trecem la meciul ăsta. Însă un meci pe viață și pe moarte cu Milan. Un derby. Îl vedem aici pe Marco Reus în tricoul lui Juventus. Însă haideți să-l vedem mai bine pe teren. Supercupa Italiei. Se joacă la noi acasă. Asta e foarte bine. Avem un stadion pe cinste, dar și Milanul la fel. De-abia aștept să mergem și pe San Siro. Bun, vedem acolo cât de cât trofeul. Vedem pe Buffon, omul care din păcate se va retrage. Eu i-am prelungit contractul, chiar când a venit la echipă a acceptat. Și când acolo se retrage el. Cred că așa e făcut jocul. Vedem noi jucători de Leali, Royce. Oameni foarte importanți. Da, aș fi vrut să mai joace până la 40 de ani. Păcat că jocul a făcut ca Buffon să se retragă în acest prim sezon. O mare prostie. Eu am vrut să-i fac mai mult, dar asta a fost. Vedem echipa cu managerul Snappy Mafiot, Giovanni Becali, antrenor secund. Dacă ne supără cineva meciul ăsta, o să-l facă Giovanni. Cu ou și cu oțet. O glumă se face. Dar să devin papagalul presei? Nu se poate, nu sunt de bani de cale. Nu mai chemați pe mine Măruță, ăla tu Capatos. Hai bă, Giovanni, băi, Dane. Pe mine mă cheamă Giovanni Becali, bă, tu ești nebuna, că păi vrei să vin eu să stau cu craci goi acolo, cu țâțele lui aia, cu tare. Poate îmi plac și mie țâțele craci goi și cu tare. Dar nu așa pe față, ca tine. Cum să vin eu, Giovanni Becali? Vin papagalii la tine, care vor să apară, să-și facă un nume, că eu nu am nevoie de lume. Asta înseamnă demnitate, de om, de șmecher, de mafiot, de ceva. Ah, ăsta e mafiotul de azi. Trebuie să spune mafiotul, nașul, că e respectat, corect? Dele Alli, un nume mare. S-au plătit 56 de milioane, parcă, pentru el, deja la 20 de ani. O sumă bună. Sumă bună. Și o sumă pentru care el trebuie să impresioneze. Vedem apărarea lui Milan, care nu e una fantastică, dar îl vedem în poartă pe Donnarumma, jucător care trebuie să vină la noi.
Asta e și mai important. Îl vedem acolo pe Donnarumma care dă indicații. Deci Donnarumma, Milan a acceptat oferta de la noi și suntem doar la semnătura jucătorului. Leonardo San Milano, antrenor. E tare curioasă treaba. Ce va face oare Donnarumma? Va lăsa mingea în poartă să va da totul pentru AC Milan. Poate după acest meci va veni la noi. Habar n-am ce tare asta. Cât de tare asta. La o semnătură de noi, Donnarumma, și el joacă meci cu noi astăzi. AC Milan are curajul să-l bage. E fantastic Milan. Un curaj teribil. Dybala, cât de frumos pas acum pentru Royce, însă a fost cam tare pasa din nou Royce. Hai mă Royce. La primele atingeri pentru Juventus. Am zis eu în primul episod că n-am mai jucat cu Marco Royce, dar am uitat, am jucat la Chelsea și a jucat incredibil omul. Mă bucur că l-am adus și aici. Dar Dybala asta mi se pare că controlează mingea într-un mare fel. Pjanic pentru Marco Royce. Bună pasa. Marco Royce. Oh. A venit abate. Da, nu mă așteptam la altceva din partea lui Milan. Bonaventura acum. Partea stângă urcă bine. Vine Pjanic. Pasează bine Milan. Dar până aici a fost. Rămâne mingea la Bonaventura. A sărit în oră cross. Oh, Suso, care Buffon de pe loc a scos mingea asta. Prima mare ocazie pentru echipa lui Milan. Bun, Dybala, hai cu pasa bună, Dybala pentru Dele Alli. Oh, ce preluare face Dele Alli, Donnarumma. Nu l-am văzut pe Higuain până acum, zici că nici nu joacă. Incredibil. Hai să vedem. Se bate bine. Cuadrado vine la respingere. Cuadrado, Marco Royce, Dele Alli, Dele Alli. Oh. Da, fraților, săptămâna asta ați văzut că nu prea am postat. Am avut o săptămână foarte grea. Adică mă trezeam la 6 dimineața și ajungeam undeva la 10 seara acasă. Deci ce timp să mai să filmezi? Deci a fost o săptămână teribilă. De abia acum e vineri și de abia acum mi-am făcut puțin timp. Și acum e undeva la 5. Când am timp să filmez, mai repede n-am avut timp, dar am zis că trebuie să o fac pentru voi, să postez un nou videoclip. Și uite că vine videoclipul cu Juventus, cariera asta care e la început, Locatelli. Uite-l mă și pe ăsta. Hai băieții. Bine, mai departe Dybala. Totul Dybala. Bine Dybala. Mai departe Dybala. Bine. Dele Alli. Ha-ha. Din nou cu stângul Dele Alli. Chiar dacă e dreptaci, mingea vine tot pe stângul. Trebuie să o bage până la urmă, dar Donnarumma se pare că apără tot ce vine pe poartă. Se pare că Donnarumma nu se lasă. Asta înseamnă că Donnarumma va fi un portar mare. Mingea la Dybala, cât de frumos. Dybala, e bună centrarea și e gol pentru Juventus. Higuain, care nu s-a văzut până acum deloc. Centrarea perfectă a lui Dybala. Higuain dintre doi oameni și portarul, 3. Incredibil, Donnarumma gafează până la urmă, dar nu este ceva intenționat. Donnarumma s-a dus să prindă mingea în brațe, iar Higuain s-a băgat în fața lui. Bine, Higuain care nu se văzuse până acum. Asta face un atacant de clasă. Tocmai ce lăudam pe Donnarumma, că demonstrează că joacă 100%, apără tot ce poate și tot ce nu poate. Dar uite că a gafat-o acum. Se întâmplă. Higuain a fost mai vulpe la faza asta. Oh, e mare problemă acolo. AC Milan revine după câteva minute. Un meci superb. Am vrut să fac și faultul aici. Vedeam deja că e pericol. Buffon, nicio șansă. A dat în plasa laterală. 3 minute.
Am fost în avantaj, foarte puțin. Trebuie să ne luăm de apărare aia, nu știu ce a făcut. Dele Alli pentru Marco Reus, câștigă Marco Reus, trece Marco Reus, ia să-l vedem, Marco Reus, Higuain. Se apără Milanul, mai bine ca noi, frate, și râdeam de apărarea lor. Râdeam, pur și simplu râdeam. Ce apărare e asta? Reus acum, e penalti pentru echipa noastră, nu, e lovitură liberă. Hai mă băiatule, trebuia să fie penalti. Bate bine pentru Marco Reus, care nu le are cu capul. Marchizio, ce șut, Donnarumma! Cum a făcut Donnarumma la această paradă? Trebuie să vină băiatul ăsta la noi. Ce șut frumos! Se ducea sub bară, frate, sub bară. Hai să vedem. Dybala din nou, încă una de gol! Higuain era acolo. Cuadrado. O ia acum pe viteză Cuadrado, dar e fluier final de prima repriză. Asamoah. Bună pasa. Oh, Dybala a vrut să o facă. A vrut să o facă spre gol. Hai să vedem. Dybala. Mamă, cum le scoate Donnarumma. Din bară în bară e Donnarumma. I-a venit bine lui Dybala. Mingea s-a dus bine. Dar... e fantastic, Donnarumma, centrare foarte bună, Donnarumma din nou. Dele Alli mai departe acum, pasă pentru Cuadrado, poate fi pericol, Dybala, Donnarumma iese bine de data asta. Asamoah, frumos meci, deci e un meci pe cinste, n-ai văzut așa ceva nicăieri. Ia uite-l pe Deulofeu. Deulofeu, mamă, ce schimbare pentru Bonaventura. Hai Alexandru, bine. Asamoah, mai departe. Dybala, călcâi frumos. Băi Cuadrado, vezi că se ia Giovanni de tine, băi. Îl pun pe ăsta să dea niște ture cu tine. Ture de platou. No, abate fundașul dreapta, șut în bară. Wow. Marco Reus a venit aici să facă faza defensivă, băiatule. Stai, bă, frate, în atac, lasă apărarea, că avem apărători destui. Din nou, Deulofeu. Abate. Pamă, ce pericol. Buffon însă. Dar nu mai putem scăpa de acest pressing. Hai să vedem, poate acum, Higuain. O pasă bună pentru Asamoah. Cuadrado, urcă, băi, băiatule, bine. Mingea la noi, e superb. Marco Reus, Donnarumma, trebuia să-l iau dinainte, trebuia să-l cumpăr, să nu mai joace meciul ăsta, frate, pentru că ne scoate aproape fiecare minge, incredibil, Donnarumma, trebuie să vină el, nu știu, eu o să votez pentru el, 100%, e prea bun. Marco Reus a ratat-o pe aia, Dele Alli, pasa-i bună, Higuain, l-are pe Dybala, nu, Cuadrado, mai departe, Dybala, șut bun, Donnarumma. De ce nu l-am cumpărat mai repede? Băi, frate, din bară în bară. N-am bătut bine și Bacca se duce spre poarta noastră să-l faulteze, frate, cineva. Nimeni, în sfârșit, nu. Oh. Câta ocazie, frate. Recuperăm balonul. A început și Milanul să joace, ați văzut. Mă gândeam că se vor apăra tot meciul. Era una. Oh, ce pasă bună Asamoah. Șut bun, bară. Dacă nu scoate Donnarumma, o dăm în bară. Cuadrado. Prinde, bă, băiatule, mingea Cuadrado. A dat frumos, dar degeaba. No. Abate, Buffon. Îi putem prinde la faza asta. Îi putem prinde. Hai Dybala. Dybala. Cu pasa bună mai departe încă o dată. Dele Alli. Dele Alli frumos. Mai departe. Higuain. Bă, frate, nu s-a văzut ăsta deloc. Numai la gol. Dele Alli. Ce faci, mă, frate, mă? Ce face, mă, Dele Alli ăsta?
Nu, mai îl bat pe Kane ăsta. 16 ani îl bat, frate. Îl bat pe nebunul de Kane. Hai să te vedem, tată. 15 minute la dispoziție. Decisive. Să vedem cine câștigă. Ia uite, bă, băiatule, ia uite, bă, băiatule. Cum se joacă cu inima mea. Haide, hai, blochează-l. Recuperează mingea și putem marca. Dar nu o recuperează, frate. Acum Marco Reus, mai departe. Dele Alli. Suntem pe un atac foarte bun. Haide, cu Kane. 16 ani. Kane. 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 E gol! 16 ani marchează în finala Supercupei Italiei. Kane. Fantastic. Ce inspirat am fost. Îl scot pe Higuain, om de 80 de milioane de euro. Și îl bat pe puștanul ăsta de 16 ani. Care marchează minutul 115. S-a dus bine tankul ăsta. Ăsta e noul tank al lui Juventus. Incredibil momentul. 16 ani înscrie în finala Supercupei. Dybala. Mai dă-i odată lui Kane. Nu-i de Kane, e Dele Alli însă. Dele Alli, Dele Alli, Dele Alli. Cu stângul a treia oară. Este! Am zis că a treia oară va intra mingea. Cu stângul a dat-o și a intrat. Dele Alli, 3-1 final. Superb, superb. Câștigăm trofeul, ce să mai. Cât de tare. Milan învinsă, învinsă. Debutăm cu dreptul un prim trofeu. Fantastic. Milanul la pământ. Ok, prieteni, eu am fost Nepi. În aceste momente trebuie să merg la masă de ceva timp. Vă las aici cu celebrarea trofeului. Dacă v-a plăcut, dați un mare like. Eu am fost Nepi. Până data viitoare, hai Juventus!